Hai că m-am mobilizat și după o pauză de peste 7 zile m-am reapucat așa ușor, ușor de gimnastică. Bine, am luat-o ușor pentru că asta aveam să vă spun și vouă, nu dați nici în partea cealaltă, că acum știu că vedeți tot felul de live-uri cu tot felul de oameni care fac yoga, care stau în cap, care fac nu știu câte flotări pe zi, care așa nu o luați razna pentru că să nu vă treziți dacă faceți acum vreo întindere sau ceva, nici nu aveți unde să vă duceți la medic. Și luați-o ușor, așa că și eu am făcut același lucru, am reluat mișcarea cât de lent și cât de simplu am putut. Ia uite cine stătea aici și mă analiza, să vadă ce se întâmplă. Păi cum altfel? Ce floare? Adică ce floare îți place? Alb sau negru? Alb ar fi mai bine că e vara și să nu se supraîncălzească. Dacă vreau să fiu... Deci, ok, am înțeles alb, dar vreau să fiu să găsesc un alb, așa mai. Ce ești, dacă ești în mașină, vreau. Am mai vrut să încerc o chestie, acele exerciții de la karate și urcări și coborâri, în fine, diverse chestii. Am zis hai să mi le reamintesc un pic și să-mi reîmpun sângele în mișcare. Urma să ies și puțin pe afară. Am dat frumos cu dezinfectant pe mâini, mi-am luat masca și am plecat să-l plimbăm puțin pe Max, pe care facem tot ce putem să-l scoatem de 2 ori pe zi afară. Și avem așa niște locuri pe lângă bloc unde îl scoatem puțin la alergat, atât cât să, na, să nu se resimtă și el prea mult. Avem un colțișor undeva cu verdeață pentru că acum, după cum știți, parcurile sunt închise. Aveam lângă noi un parc care avea loc special amenajat pentru câini, dar acum nu mai putem să mergem acolo pentru că este închis. Mai bine, și atunci pândim așa locurile cu verdeață, stați fără grijă că eu peste tot sunt cu punguța, nu las pe nicăieri vreun căcăcel. Uite și câteva flori care au mai rămas așa, să ne mai încânte privirea. Blog și conținutul premiilor la concursul de pe blog. Încă mai aveți timp să participați, adică să răspundeți la întrebări până pe 26 și chiar și pe 27 foarte de dimineață, pentru că bănuiesc că o să fac extragere undeva pe la 10-11. Deci încă aveți timp să participați la concurs, să vă înscrieți. Adică e un chestionar pe teme de make-up și l-am făcut așa un pic ca să vorbesc despre felul în care voi consumați acum make-up, nu doar așa din păreri, ci și din lucruri, informații adunate de la voi. Bineînțeles că nu este un studiu în adevăratul sens al cuvântului, dar este ceva mai bine decât nimic sau de a vorbi doar așa după părerea mea. Și o să fie două premii. Vă aduceți bine aminte că am avut cutiile acelea, beauty box-urile de la Elefante, am păstrat cutiile. Am păstrat și din acele produse pentru că v-am zis de atunci că o să păstrez din produse pentru că au fost foarte multe și chiar am zis trebuie să le includ în niște concursuri. Și eu le-am împărțit pur și simplu, adică n-am dat vreo atenție să zic că cutia asta să fie doar de make-up sau cutia asta să fie doar de skincare. Sunt mixate în așa fel încât fiecare dintre cele două câștigătoare sau doi câștigători, că poate vor fi băieți, așa, să poate avea așa de toate. Cam așa e conținutul primei cutii. O să vi le și arăt. Am pus aici produsul ăsta de curățare de la Bioderma. Este o gamă nouă, Pigment Bio. Este gama lor pentru tenul cu probleme de pigmentare. Aici aveți un gel de curățare. Așa, o să le scot aici ca să... Ia să tragă măsuța asta așa să le și vedeți. Bun. Nu, gantările de la Decathlon nu vi le dau, sunt ale mele, au apărut doar în cadru așa. Un balsam de păr sub formă de spray, un fel de, zice, Express Repair Conditioner de la Gliss. Tot în cutia asta am pus de la Bioderma Pigmento C Concentrate 2. Este practic tratamentul sau Brightening Pigmentation Corrector. În fine, este un produs de corectare. Cine îl va câștiga se va lămuri exact ce scrie acolo pe cutie. În cutia de la Elefant am avut atunci o pereche de cercei pe auriu cu perluță, ceva. Nu i-am desfăcut de aici, nici măcar nu sunt atinși. Sunt și cu acea chestiuță din plastic, nu știu ce pe aici.
se bucure cineva de ei. O apă micelară 3-in-1 cu extra de trandafir de la Plant Line. Am tot zis că încerc și eu produsele acestea, dar sincer chiar nu mai am timp. Și mai am alte ape micelare neatinse. Mai bine să meargă la cineva care poate are mai multe nevoie decât am eu. Aici este un blush de la Max Factor sub formă de baton. O mostră din, ăsta cum se cheamă, Idol Ultra Wear de la Lancome și este o nuanță foarte purtabilă, adică este un 01. Am mai avut o mostră din 01. Așa. O perie de păr Wet Original Detangler, din care am și eu una. Mie nu mi se pare ceva deosebit, dar nu știu, am auzit la multe dintre voi, chiar când am postat poza pe Facebook cu premiile, wow, ce perie mișto. Eu nu pot să spun nici că e deosebită, nici că e ceva de capul ei. Eu prefer să mă piepten cu piepten de aceea cu dinții rari, zic așa, și mari. Nu prea sunt fană perii de păr. Așa. Rimelul de la Bourjois, care a fost chiar în cutia aceasta primită de la Elefant. Un ruj de la The Body Shop, care a fost în această colecție de Crăciun de data trecută. Ce e mișto la acest ruj este că aici aveți în capăt un căpăcel mic, care conține puțin ruj, ca să puteți să îl încercați înainte de a-l desface, înainte de a-l desigila. Ei, și dacă nu, să zicem că n-ar fi o culoare care taman să vi se potrivească vouă sau să potrivește altcuiva, numai bine puteți să-l păstrați neatins. Ei, într-una dintre cutii este și Pixie Glow Toner, Glow Tonic, pardon, faimosul tonic de la Pixie, pe care și eu am tot zis că îl încerc, dar nu m-am mai îndurat de el. Cred că nu m-am îndurat un pic de fața mea, pentru că mi-am frică de acidul ăsta glicolic, fie vorba între noi, dar vedem. Așa, un gel de duș format travel size de la The Body Shop. Și un iluminator lichid. Ba nu, este Attitude Adjuster, de fapt. Da, este un un fel de substanță care vă ajută să vă corectați culoarea fondurilor de ten. Adică dacă aveți un fond de ten prea închis și puneți dintre ăsta sau vreți să deschideți unul care este prea închis, puneți picături de acestea și aveți acolo. Este de la Ardell. Ardell chiar este un brand mai degrabă high-end. Bun, deci asta este prima cutie. Așa o să plece către una dintre cele două câștigătoare. Așa. Bun, asta este prima cutie. O închidem frumos. Aici. Asta e următoarea. Așa. Tot formatul ăsta de cutie. Asta e a doua cutie. A doua cutie conține așa. Are un de asta, cum se cheamă, un fixativ pentru volum de la Nivea. A zis că la un moment dat am primit toată gama nouă de hairstyle de la Nivea fără alcool și am păstrat un produs și pentru concurs. La fel, cred că ați văzut că am primit paleta aceea de la Ingrid tot în cutia de la Elefant, pentru că nu am folosit-o, am zis mai bine să merg la cineva care chiar o va folosi, pentru că altfel o să o prindă aici probabil și 2025. De la Fitz, o cremă matifiantă. Fitz este un brand ăsta mai organic, bio. Este o cremă pentru ten gras, mai degrabă. O mască de la, nu știu cum se cheamă brandul, dar cred că e Seventh Heaven. Am avut din partea lor două seturi. Mie mi-a plăcut foarte mult. Deci este unul dintre produsele mele preferate. Asta. De la Plant Line, crema pentru față. Bun. Niște patch-uri de la depus sub ochi. Da. De la Coco Star, cred că sunt. Brand ăsta asiatic. Un set de miniaturi de la Lancome din gama Genifix și Visionair. În format travel, să zic așa. De la
Bioderma Sebium Night Peel, este acel, să zic așa, peeling, tratament de noapte pentru cei cu tenoacneic, da. Poțele pentru ten gras întotdeauna le pun în concursuri pentru că chiar nu am deloc ten gras. Că... Așa, o pensulă foarte interesantă, Face and Body Blender de la Real Techniques, care la fel mi se pare foarte haioasă așa. Și o cutie cu fiole cu acid hialuronic și vitamina C de la Gerovital. Asta este un ruj de la Asta este un ruj de la Radiant. O nuanță de asta foarte roșie și un pic, cred că este glittery așa. Cine așa se vede, cine o să-l desfacă, să lămurească. O pastilă de asta de baie de la The Body Shop. Și un parfum de la Tesorii de Oriente, Thai Spa, care a fost înturnat din cele două cutii de la Elefant. Aceasta este a doua cutie. Bineînțeles că o să mai adaug tot felul de eșantioane, de parfumuri, de skincare, de diverse în ambele cutii, înainte ca cutiile să plece către câștigători. Da, cam asta au fost, cam asta e conținutul lor, asta ca să vă lămuriți și mai aveți încă timp să vă înscrieți la chestionar și automat la concurs. Am văzut că v-a trecut cu The Ordinary. Prima mai întreabă lumea decât așa, câte o întrebare din când în când. Chestia asta despre exfoliere, am să vă zic că de pe acum e valabilă pentru toate brandurile pe care voi mă vedeți că le folosesc. Eu am o problemă cu ceea ce înseamnă exfoliere chimică. Nu vreau să mă vedeți pe mine cu AHA, BHA, cu acid glicolic. Am acum așa o dorință de a încerca. Încerc să caut ceva să pun cartea, camera mai sus. Am așa o dorință să încerc glow tonicul de la Pixi, dar încă sunt așa pentru că n-am avut o experiență bună până acum cu produsele care conțin acid glicolic și pur și simplu nu aștept un moment când îmi simt pielea așa super zen și atunci să încerc. În schimb am primit, după ce am postat clipul cu Adelina Pestrițu, m-a mai trezit că mi l-a mai pomenit și Zoso la el pe blog. Mulțumesc, domnul Vali, pentru că după ce l-ai postat acolo în articol, a crescut dramatic ca și vizualizări. Am primit o grămadă de întrebări, nu întrebări, dar chestii de genul pentru plușii bușii. De genul, băi, foarte bine că ai pus problema asta, dar trebuie să agiți mai mult, dar tu care ești o persoană atât de activă în zona asta cu skincare, adică dintr-o dată lumea m-a descoperit. Aici pot să vă spun că am... o să o zic direct, nu-mi place ipocrizia asta, adică dintr-o dată faptul că vorbesc despre un subiect mai scandalagios și juicy, vai, toată lumea, știi, mi-apar avocați, lăudători, nu neapărat doriți. Dar n-ați văzut că am și alte clipuri, adică, apropo că astăzi am pus pe Facebook, am dat share la un vlog mai vechi despre sarmii, segetuza și castelul huniazilor. La ăla abia s-au uitat 600 de oameni, la ăsta pentru că am făcut critica, da, critica și analiza rutinii lui Adelina Pestriță cu Lușii Bușii, cu Plușii Bușii, am sărit de 10.000 de views, știi? Adică, scuzați-mă, dar există un pic de ipocrizie și din partea voastră, celor care dintr-o dată veniți așa cu mesaje, vai că de minunată și de deosebită ești, dar n-ai văzut că am până acum sute de clipuri, adică nu e ca și cum trebuia să vorbesc despre un brand ăsta care face scandal ca să crească vizualizările. Bine, n-am avut vizualizări care să crească doar pentru acest clip. Am și alte clipuri la care am vizualizări foarte multe și nu e din cauza sau datorită vreunui brand. Dar bine, legat de Plus și Bushy, am zis inițial că fac un clip separat ca să lămuresc poziția mea față de acest brand și mai ales față de hoarda de cărcătitoare și de persoane care ați apărut acum cu lozinci în mână și jos guvernul și nu știu ce. Și o să vă spun foarte direct, probabil o să fac și un clip separat, încă nu știu, pentru că e o perioadă în care filmez efectiv când am timp și cum mă pot organiza, da? Am mai zis-o și o mai zic, eu nu fac doar YouTube, nu fac doar social media, fac social media eventual pentru alții, da? Pentru mine am mai
am timp, dar timpul pe care l-am îl dozez după cum simt eu. Chestia este în felul următor. Dacă tu ai senzația că este suficient ca un produs să-ți fie recomandat de o domnișoară precum Adelina Bestrițu sau Cristina Ici sau alte și aștepți ca produsele alea să aibă rezultate, înseamnă că ai o problemă aici. Da. Hai să vă zic cum stă treaba în partea asta cu skincare-ul. Skincare-ul, până la urmă, e o chestie superficială, știi? Noi oamenii putem trăi bine, mersi, și dacă ne dăm cu cremă și dacă nu ne dăm cu cremă. Adică omenirea rezistă de mii de ani și așa toată planeta trăiește foarte bine fără produse cosmetice, da? Produsele astea cosmetice au apărut la un moment dat ca parte a superficialității feminine de a-și face tot felul de chestii ca să fie mai atractivă pentru partea masculină, să spunem, și așa, pentru orgoliu propriu, știi, să te simți tu mai frumoasă, mai hidratată, mai nu știu ce. Odată cu timpul, până la urmă, știi, vedem că totuși skincare-ul ăsta ține și de educație, ca a te spăla, de exemplu, pe față, vorba prietenei mele, Nicoleta Stănciucă, care mi-a plăcut foarte mult clipul pe care l-a făcut cu skincare-ul, și așa că la Nicoleta nu vă duceți în grup mare așa să vă uitați, vă duceți la altele, că voi, dacă nu vedeți briz-brizuri, sarcasm și scandal, nu vă duceți. Asta este adevărul, pentru că dacă vă duceți să urmăriți oameni ca ea, da, și ca mine și ca mulți alții, care nu avem foarte multe vizualizări, dar care mai spune și chestii așa de pe aici, n-ați pățit ce ați pățit cu Plus Bio. Da? Asta este adevărul. Deci cu Plus Bio v-ați luat-o pe gândirea voastră. Și o să revin la partea cu skincare-ul. Deci skincare-ul e ceva superficial, adică nu e gen, vai, vreo mare filozofie, știi? Adică nu e ca și cum cineva a inventat penicilina sau a inventat crema antirid. E o chestie a noastră, pentru că, vezi, noi oamenii trebuie să ne creăm tot felul de chestii de astea ca să ne fie mai bine, ca să ne simțim mai interesanți, ca nu știu ce. Măi, dar dacă tot o faci, ține cont de niște lucruri de bază și mai ales ține cont de o autoeducare și o autoinformare care ține de educația ta. Nu știu, eu la școală așa am învățat că înainte trebuie să te uiți în carte, în dicționar, să iei notițe, să mai citești dintr-o parte, să mai citești din cealaltă, să întrebi și profesorul și nu știu ce, și după aia să, știi, să ai niște concluzii în cap. Voi cu partea asta de voi, în fine, mă adresez la acel public care pune botul pe românește la orice spune un influencer. Adică dacă este o fetiță de asta frumușică care arată bine, nimic de zis, și vă spune, vai, eu m-am dat cu crema asta și de-aia m-a făcut atât de frumoasă, și voi luați asta de bună, o și meritați până la urmă. Adică dacă tu care ai acne incipientă sau orice formă de acne, da, dacă tu pui botul la ceea ce spune o fătucă de asta și te bazezi pe niște consultații online cu o tanti care îți recomandă niște produse pe baza unor poze pe care tu le-ai trimis pe Instagram, înseamnă că ai o problemă tu. Adică, aia normal că e vinovată. Până la urmă, dacă e vinovată, toate astea, că am văzut că acum ați creat grupul contra, adică bossa care v-a stricat fața cu plușii bușii. Am intrat până la urmă pentru că săptămâna asta am primit două mesaje. Și am zis, băi, hai, intru să văd și eu ce e. Am văzut că acolo lumea se unește cu un avocat, nu știu ce, da, așa, da, faceți o reclamație la OPC, dar terminați cu lamentările. Terminați cu lamentările pentru că este deja penibil, că voi v-ați făcut-o cu munța voastră, nu v-a pus nimeni. Citeam la un moment dat acolo, am luat pur și simplu grupul și am scrollat, că a dat 7 milioane într-un foc pe produse și că s-a așteptat. Pe bune, adică tu ai avut 7 milioane, 700 de lei. Să dai așa pe niște produse cosmetice fără să ai nicio idee, fără să faci nicio tu o documentație la bază și te aștepți ca alea să aibă rezultat. Deci concluzia este simplă. Tot ce puneți pe față, mai ales în momentul în care aveți și o patologie, patologie egal boală, boală adică bube, doare, așa, nu se pune după ureche și nu după niște consultații cu niște poze și cu așa. Bine, cum e acum situația, că este această izolare și, într-adevăr, mulți doctori dau un fel de consultații online așa de urgență, adică dacă chiar ești într-o situație în care nu știi ce să faci, am văzut că sunt o grămadă de clinici particulare și nu numai, care fac consultații online, dar sunt niște chestii așa, de principiu, adică la prima urgență. Dar când vorbim de cineva care are deja coșuri de niște luni
și te-ai trezit acum să dai 7 milioane pe niște produse pe care nu prea ești tu sigură, dar ți-a scris o tanti pe Instagram că acele produse sunt ok, aia într-adevăr nu este ceva pe care, la care să ai și pretenția să ai rezultate. Și hai să vă arăt și ce am primit de la Paula's Choice. Am aici o scrisorică. Să vă arăt întâi produsul, să zic așa, full size primit. Este o cremă anti-aging clear skin hydrator cu niacinamide și cu vitamina C. Sunt două ingrediente cu care eu mă împac bine. Și apropo de asta, că vă ziceam înainte de problemele pe care unele dintre voi le-au întâmpinat cu anumite produse. Nu contează neapărat numai brandul. Contează și sensibilitatea voastră la anumite ingrediente. De exemplu, sunt oameni care nu suportă niacinamidele, cum sunt de asemenea persoane care au reacții de la vitamina C. Și atunci poate să fie, poate să fie produsul ăla și de la Paula's Choice, poate să fie și de la mama lui Paula's Choice. Dacă ție nu-ți merg ingredientele respective și tu ai o sensibilitate la asta, n-are sens să le folosești. Iar și la niacinamide și la vitamina C, reacția se vede destul de rapid, și anume înroșire, mâncărimi, chestii, socotel, lucruri care nu vă plac. Și atunci n-are sens să vă încăpățânați și să continuați să folosiți un produs doar pentru că influencerii pe care îi urmăriți voi spun că sunt bune sau nu. Și astea, cum o să vă dați voi seama dacă sunteți sensibili sau nu? Păi pur și simplu, folosindu-le. Da, știu, nu e foarte încântător momentul și destul de neplăcut să vezi că vitamina C, care are atâtea beneficii, îți sensibilizează tenul, dar asta e, nu folosești asta, poți folosi alte ingrediente antioxidante sau alte ingrediente care să te ajute să-ți menții pielea ceva mai luminoasă, pentru că vitamina C asta face, aduce luminozitate, reduce din acele pete și așa mai departe, ca de altfel și niacinamidele. Bine, niacinamidele fac și mai multe. Și ce e interesant din partea celor de la Paula's Choice, ei promovează, se pare, în perioada următoare, adică va urma așa un focus mai mare pe procedura asta de curățare a tenului Double Cleansing. Și anume, să folosești întâi un ulei de curățare, o substanță de asta grasă, care se emulsionează cu puțină apă pe față, și apoi clasicul gel de curățare. Și ce e foarte mișto, că mi-au trimis în săculețul ăsta și două, da, un fel de dischete de machiante, dar care se pot spăla și apoi refolosi. Mie îmi place ideea asta, pentru că mai am niște prosopele de astea și de la alte branduri, special pentru spălat fața, și care la fel le poți curăța și refolosi, și fiind pentru uz și individual, chiar mi se pare și nu știu, nici nu mai faci risipă de atâtea dischete. Da, deci asta e din partea celor de la Paula's Choice. Uitați-vă că ei în perioada asta au tot avut ba 10% discount, ba nu știu ce cadou dacă cumpărai de nu știu cât. E o perioadă bună să vă mai luați eventual și eșantioane sau miniaturi, pentru că ei vând și miniaturi, ceea ce mi se pare o chestie foarte deșteaptă, pentru că uite, na, dacă vrei să te lămurești, băi, tenul meu merge cu vitamina C și cu niacinamidele, da sau nu, sau cu acizii de exfoliere, decât să-ți iei produsul full size, că l-a lăudat toată lumea și hai să-mi iau și eu și să dai cărca de bani, poți lua o miniatură pe care dai câțiva zeci de lei, te lămurești dacă e bun sau nu și aia e. Deci astea sunt de la Paula's Choice. Treaba cu Double Cleansing pentru mine nu e ceva nou. Eu practic cam așa mă demachiez de zi. Deci nu e ceva pentru mine așa pentru prima dată. Ce îmi place maniera asta cu dischetele acestea și personalizate și care se pot și refolosi. Și altă cutie care a sosit chiar cu puțin timp înainte să mă apuc de filmat. A stat până acum la dezinfectat. Sunt niște produse de la Institut Este Derm. Văd că am practic cam toată rutina de machiere așa din ce văd eu aici, adică e și laptele de machiant pe care eu deja l-am terminat de două ori în formatul travel size. Osmo Clean. Și aici este și loțiunea tonică, lotion fresh hydra resursant, sau în engleză hydra replenishing fresh lotion, deci o loțiune oarecum hidratantă reîmprospătantă, zicem așa. Ia să vedem ce mai aici.
Chiar nu m-am uitat pe ele, acum desfac o dată cu voi. A, Oseller Brum. A, mișto. E apa lor, apa aceea de îngrijire, care de data asta este în full size. Uite, habar n-aveam că vine într-un pachet și ambalat și țiplat. Mă gândeam că vine așa, fiind ca un spray, ceva de apă termală, gen. Ce mai am aici? O, ăsta da. E, ăsta chiar mi-l doream, pentru că am crema Excelaj, pe care cred că v-am tot arătat-o. V-am arătat-o și în clipul și v-am arătat-o și pe Insta Stories. Acum am și serul. Hehe. Și, oh, și încă o crema Excelaj. A, ba, nu, asta este de ochi. Asta este crema de ochi. Deci am toată rutina Excelaj, ca să spun, cam să spun așa. Și ce aici este o pudră Ensoleant Protectrice, adică pudră bronzantă de aici, da? Dați să vedeți că au venit și asistenții mei aici de platou, regizorul, doamna make-up artistă care mă lasă aici în Panda, da, este supărată puțin pentru că pe al o cam deranjează Max. Carla se joacă cu Max, dar Panda nu prea e încântată de aceste maimuțărisme, ea fiind o adevărată doamnă care acum își caută un loc unde să se odihnească și nu are niciun chef de... Ia uitați-l pe ăsta cum stă. Stă și așteaptă. Da. Da, să mă întorc la pachetul de la Estée Lauder, foarte mișto, ce să zic, un press kit mai mult decât cuprinzător, din care o să pot să-mi fac o părere, să-mi recompletez părerea. Dar după cum ați văzut deja și prin Empties și prin alte clipuri despre îngrijirea tenului, i-am menționat și până acum a fost o surpriză bună. Foarte curioasă să desfac pudra asta, așa că las un pic camera deoparte, o desfac și după aia vă arăt și vouă cum arată. Ei, pentru că am pregăteam acum să o desfac, dar am văzut niște detalii mult prea interesante ca să nu vi le spun acum cât sunt proaspete în cap. Pudra asta bronzantă este și fotoprotectoare. Am văzut aici că protejează UVA, UVB, infraroșu, lumină vizibilă. Da, deci are și filtru UV, ceea ce nu e rău deloc. N-am desfăcut-o. Lăsați să vedeți ambalajul și așa foarte, foarte bine arată. Ce am citit este că conține doar filtre minerale și îmi place că scrie foarte clar pe ea. Scrie și pe ambalaj și pe cutia efectiv de pudră. Este pentru moderate sun. Soare moderat, gen dacă stai în Australia sau în Noua Zeelandă, să nu te aștepți ca asta să te protejeze prea bine, că n-are cum. Eventual acolo doar dimineața, la prima oră. Wow! Mamă, cât de frumoasă e! Eu care sunt fan pudre teracota, nu pot să nu remarc, știi, același stil și aceeași grijă și pentru design. Adică trebuie să o și miros. Mirosit, vreau să vă spun că are genul ăla de miros ușor parfumat, dar mirosul acela de pudră simplă, nu pudră parfumată. La urmă este un produs dintr-o gamă de dermatocosmetice și n-ar avea sens să fie prea parfumată, dar arată extraordinar de bine. Hai să încercăm un mix swatch, să iau de aici. O culoare foarte așa degrabă deschisă, adică nu mi se pare că are un pigment prea roșcat sau prea galben. Chiar habar nu aveam că Estée Lauder are și produse de make-up. Hi sexy gentlemen, Jeremy Fragrance here. Honest review about Jean-Paul Gaultier Sexy Boy 25 years old vintage bottle Le Male.
Now, usually every video of mine is honest, but I just had the thought process, let's do it something like that. A one take, no edits, no shortcuts. Now, this is a superstar, but let's start off with the honesty. This fragrance sucks nowadays because it has no performance in comparison to this old version that I have right here. So the old version is much better in the performance category, which this is not. Still, it's super sexy, and if you had a girl that had an ex-boyfriend that wore this one and she still loves them and you wear this one, it's possible that it even helps you because she unconsciously is reminded of somebody that made love with her, which helps you in the process of trying to make love with her. So... Hey! De când vreau să mă... să-l bărfesc un pic pe domnul Jeremica Fragrance-ică. Regula lui Jeremica Fragrance-ică este următoarea. Că... Deci, ce-am observat eu, practic, în toate review-urile lui la parfum, ideea este ca parfumul special al bărbaților să atragă atât de mult femeia încât să o aducă în pat. Nu contează că în patul ei sau în patul lui. Pentru că ce m-a amuzat de foarte multe ori, el zice că, deci tu ca tip, te convin cu ea, te duci acasă la ea, ok, la, și când ea se duce la baie, tu îți scoți parfumul și dai parfum pe pernă, ca ea să rămână cu acea amintire și peste câteva seri, eventual, să se gândească, vai, aș vrea din nou să-l reîntâlnesc. Ce m-am gândit eu apoi, că, dacă, mai ales dacă e vorba de un one night stand, you know, ceva, o aventură, o chestie, gândindu-mă la experiența mea, primul lucru pe care îl făceam era să bag așternuturile la spălat, deci oricum se ducea mirosul parfumului. Posibil să mai rămână ceva pe pernă efectiv impregnat. Dar pe mine totdeauna mă amuză la el faptul că este foarte sex-centric, adică la el totul, everything is about sex and having sex. I mean, dacă parfumul nu lead to the bed, adică cam asta este mesajul lui, că de aia mi-a plăcut foarte mult când a spus despre Mont Guerlain, că este parfum de nevastă. Deci, băi, am râs la fața asta, mi s-a părut, deci ascultam clipul. Acum voi să mă întrebați de ce bip-bipul vieții mă uit la Jeremy Fragrance. Băi, pentru mine băiatul ăsta este un fenomen și numai pentru mine, practic, pentru tot ce înseamnă vlogosferă, pe partea asta de review-uri la parfumuri. El face niște review-uri foarte McDonald's, așa, știi? El este un fel de McDonald's al review-erilor de parfumuri. Adică dacă vă uitați la oamenii care povestesc despre parfumuri și fac clipuri de alea, adică sunt oameni care sunt centrați doar pe asta și au canale care sunt 99,9%, poate din când în când mai arată o mâță, o chestie, o așa, rezolvesc doar despre parfumuri, se centrează și se duc spre o chestie așa mai... Să-ți spun ceva și informații pe care poate tu nu ai timp să le cauți sau ceva interesant despre parfum. În niciun caz să se concentreze doar pe faptul că acel parfum trebuie să-ți aducă complimente, pentru că nenea Jeremica, cam despre, la el cam despre asta e vorba. Parfumul trebuie să-ți aducă complimente, să fie persistent, așa, și să miroasă așa puternic, să, nu știu, adică, plus că el are un fix cu sovajul de la Dior și cu Chanel, acum cu Jean-Paul Gaultier Leomal, dacă nu le-a sucit și le-a răsucit parfumurile astea, are câteva parfumuri pe care mereu le ia prin rotație și tot pe alea le descrie. Adică n-am văzut... ia să mă uit, dragă, dacă cu părul desfăcut cum mi-ar sta ideea, că acum am niște rădăcini. Asta îi spuneam lui Coco, că sunt... îmi păstrez acolo, să-mi rezerve ceva după ce se dă drumul la circulația liberă, să încerc să ajung pe la el, să-mi refac culoarea părului, în fine. În rest s-a păstrat frumos, dar rădăcinele, na, sunt rădăcini. De-aia nici m-am machiat oricum, nu prea mai am chef acum. În ultimele câteva zile nu prea mai am chef să mă machiez. Ce-a spune Jeremy? Jeremy e un băiat frumos, adică frumos. E înalt, slab, face sport, dărupe omul, numai fibră.
Așa, are tonă de parfumuri, se îmbracă numai în costum, e foarte genul ăla, foarte giga, așa, style. E businessman, că asta e, până la urmă, și-a construit și un mic imperiu, se pare, adică omul produce niște parfumuri care s-ar părea că se vând foarte bine, în moment ce omul tot vă cășea mașini și-a luat acum un super apartament în München, adică, come on, face și din YouTube bani, dar, deși am înțeles că și părinții lui, oarecum măsa, l-ar susține foarte mult în tot ce înseamnă carieră și așa, pentru că, până la urmă, ca să-ți iei și Ferrari și apartament în München și soar, când la Miami, când la München, adică totuși e vorba de o cantitate foarte mare de bani pe care nu știu dacă el reușește să o facă doar din YouTube și din Patreon. Apropo, uite că vorbeați voi ca, hai un voi, sunt și YouTuber român sau influencer român care zic, hai amărâții ăștia care cerșesc bani pe Patreon, să fiți voi sănătoși, că și lumea lui face pe Patreon acum câteva zile, sau, nu mai știu, m-am uitat la un moment dat, acum recent m-am uitat pe Patreon de curiozitate cât face, le cere o sumă fixă care vine din donații, de la din participări, din partea abonaților lui, ceea ce puteți să faceți și voi în caz că doriți să mă susțineți pe mine și eu am cont de Patreon, îl tot pun aici în descriere, în fine, eu nu sunt atât de vocală pe chestia asta, adică nu fac, vai, am cont de Patreon, hai dați-mi, hai să-mi faceți, să nu știu ce. Dar el are un cont de Patreon pe care face în jur de 700 și ceva de euro pe lună, adică este peanuts, cred că el cu 700 și ceva de euro pe lună doar ce cumpără noutăți în materie de parfumerie, pentru că din ce am înțeles el și le cam cumpără, nu prea le primește. El face foarte mulți bani din afilierea pe Amazon, pentru că este afiliat Amazon și vă dați seama, el făcând foarte multe recomandări, foarte mulți oameni cumpără based on his recommendation. Din punctul meu de vedere, pentru că I kindly remind you, adică vă reamintesc cu blândețe, că cu amabilitate, că aici este canalul meu de YouTube și vă spun părerile mele doar. Recomandările pe care le face în materie de parfum mi se par potrivite pentru băieții, gen băieți, în primul rând, nu tocmai bărbați, care încă merg în cluburi, care încă sunt în faza de, uite-o pe aia ce țuțe are, hai să-mi trag cu ea. Exact ăsta este mesajul, doar că el îl spune în engleză, cu accent nemțesc, dar este același lucru. Eu vi l-am tradus direct și ne-a adaptat. Dar cam ăsta este mesajul lui, adică dați-vă cu parfumuri ca să atrageți femei. Adică cam ăsta e the trick. Nu l-am auzit până acum, măcar chiar m-am uitat, am luat și eu clipurile lui la rând la un moment dat și am zis, bă, vreau să văd totuși, hai, vreau să înțeleg. Este, în schimb, un foarte bun om de marketing, pentru că el știe foarte bine că lumea asta vrea. Se consumă mult mai repede, adică oamenii mănâncă mult mai ușor cartofii prăjiți cu mâna, știi, ca la McDonald's, într-o cutiuță de carton, decât să se ducă, să-i curețe, să nu se vadă, să nu știu ce. Eu n-am oamenii, deci el este același lucru. Practic, dacă voi v-ați uitat prin YouTube, canalele cu foarte mult succes sunt cele care vin cu chestii foarte rapide de digerat și chestii care să-i satisfacă omului acea nevoie de un pic de bârfă, de un pic de chelcășos de ăsta mai, știi? Cam chestia aceea asta. De-aia Dana Budeanu are succes. Dana Budeanu are succes pentru că ne dă exact ceea ce vrem. Un pic de bârfă, un pic de răutăcisme, niște cuvinte urâte pe acolo și niște realități românești cu care ne confruntăm fiecare și despre care fiecare am avea ceva de spus, dar nu găsim forma și ea găsește forma foarte bună. Jeremica este același lucru. Jeremica povestește despre parfumurile astea care sunt acum pe Val, Dior, Sauvage, Blood Chanel, despre Creed Adventus, deci mi-a făcut, deci omul ăsta, care am avut sezăța la un moment dat, a zis, băi frate, a vorbit omul ăsta despre acest Creed Adventus, de mi-a făcut capul așa. Am mirosit și eu am fost la Obsentum anul trecut, nici nu mai știu că acum cu perioada asta de carantină, cred că da, am fost înainte de Crăciun în Obsentum și știu că atunci am tot văzusem la el toată ziua. Creed Adventus și l-am mirosit și pe cel de damă și pentru cel pentru bărbați. Am zis că sunt două. Băi, nu sunt rele, pentru că practic niciun parfum nu este rău. Dar eu n-am înțeles what că ce atât a fost cu acest Creed Adventus, la fel Dior, Sauvage și Blood Chanel. Asta să ne înțelegem, sunt parfumuri de băieți, de adolescenți, până în 18, 20, 25 de ani, poți să le porți liniștit, ți se potrivesc, mai ales dacă ești o persoană, că na, băiat până la 25 de ani, mai
chiar trebuie să fie aventurier, să-și facă un pic de cap, să meargă în club, să iasă cu băieții, să salvați fetele, pentru că this is life, you know, adică nu să stați cu Kafka și cu, cum se cheamă, să vă culcați la 9 seara când aveți 19-20 de ani, da? Adică dacă nu vă faceți acum de cap, când o să vă faceți? Și acum e momentul să purtați genul ăsta de parfumuri, dar ceva mai târziu e un pic ciudat și nu e neapărat legat de vârstă, ci e legat de personalitate și de preocupări. Normal că dacă ești încă pe la 40 de ani și încă ești un burlac oltei care încă zbor din floare în floare și din club în club și din pat în pat și ceva, da, poți să porți Dior sau... Și nu spun cu niciun fel de sarcasm. Sunt oameni care îmbătrânesc mai târziu și e foarte mișto chestia asta. Totul este să-și permită și fizic și psihic să ducă chestia asta, știți? Pentru că e greu să duci un trai aventurier, nu este chiar atât de ușor, este și periculos la un moment dat, știi? Da. Și poți să porți, dar pentru un bărbat matur și așezat și sigur, mai sigur pe el și care nu e chiar așa ușor de stimulat, nu sare așa ca o ca una calce efervescent la orice danteluță pe care o vede prin doi nasturi, nu mai e de bon ton să poarte Dior Sauvage sau Bleu Chanel sau ce mai sunt astea, ziceți, Eros, parcă de la Versace, Paco Rabanne Invictus și mai departe. Nu mai e. Da, nu mai este, nu mai merge. Tal de parfumuri. Da, băiatul ăsta mi se pare totuși că a ajuns la o anumită vârstă și la un anumit moment când ar mai putea, adică chiar dacă el este încă tânăr, încă aventurier, încă merge pe plajă, agață gagici, se îmbracă super mulat, stă dezbrăcat pe acolo pe plajă și aleargă după fete și ce, totuși îl privesc atâția oameni, adică are Dita mai publică, are peste 1 milion de abonați, ar fi bine să se mai gândească și că are public de altă natură și să mai termine cu chestiile astea. Da, asta este Geremica fără frică și na. Asta a fost vlogul meu, să zic, de weekend. Nu vreau să mă întind pe duminică. L-am început sâmbătă dimineața, îl termin sâmbătă seara și îl declar așa oarecum reprezentativ pentru weekend. Una peste alta, cred că concluzia acestui vlog din izolare și așa este că, băi, începe să fie greu. M-am demotivat în ultima perioadă, deci am avut mai mult de o săptămână în care nu am făcut sport, pentru că nu m-am simțit, nu... Mă duceam până la gantere, nu era de oboseală sau asta. La fel a fost și o indispoziție fizică generală, oricum am niște somatizări și am niște chestii fizice pe care le resimt. În primul rând am avut perioade când mi-a fost foarte greață de mâncare. Parcă nu mai suportam să mănânc, parcă orice mâncam mi se părea că îmi face rău și mai departe. Sunt niște lucruri, adică chiar nu... Eu nu pot să vă spun cum văd că se propagă foarte mult și ideea asta, că vai, că să mă acasă, facem yoga, banana bread și bullshit-uri de-astea. Da, e ok până la anumit punct și Doamne ferește, adică e mișto. Una este să stai acasă și să aștepți să treacă o boală și una e Doamne ferește cum au trăit bunicii noștri prin războaie și prin chestii dintre asta și alta e Doamne ferește cu acești oameni care au fost impactați direct de COVID-ul ăsta și așa mai departe. Deci acolo e suferința adevărată, dar pentru noi ceilalți este o presiune psihică, pentru că nu știi ce se întâmplă. Am avut la un moment dat și o chestie de asta, vreo 2 zile nu am ieșit în casă, că deja aveam senzația că pe orice o să pun mâna, o să sară microbul pe mine și ce. Deci sunt și frica încă există și încă va exista. Eu vă spun sincer, dacă acum am zis că dacă de pe 15 mai avem liber la circulat, eu nu sunt atât de dornic, adică da, am văzut că și taromul, bluerul, dau drumul, adică eu acum cred că m-aș gândi de 7 miliarde de ore înainte să mă urc într-un avion unde stă aerul ăla recirculat câteva ore, stau acolo în el și nu știu de fapt ce respir. Cu ce ies afară. Deci noi anul ăsta nu cred că vom călători. Sau vom călători drumuri de astea, pleca dimineața și veni seara. Adică eu în momentul ăsta chiar vorbeam cu băiețelul meu când spunea că își dorește să meargă la munte. Și am zis, mami, eu nu am curaj să mă duc acum într-o cameră de hotel. Nu am de unde să știu cât s-a dezinfectat, cum s-a dezinfectat, cine a dormit înainte în camera aceea, cum s-a aerisit, dar femeia care a făcut... Încă nu mă simt în siguranță pe chestia asta și nu vreau să vă mint. Pe de altă parte, nici vreau să creez panică. E pur și simplu o stare reală. Deci asta e la cald în momentul ăsta, asta vă transmit. Nu pot să vă transmit altceva. Să vă spun, dar ce bine, stau și citesc. Și cu cititul ăsta. Pentru citit trebuie să ai o stare. Am tot încercat. Adică sunt zile în care citesc câteva pagini, dar după aia a doua zi nu pot, pentru că nu pot concentra, pur și simplu. Muncesc, îmi văd de treabă
și cam atât. În fine, să trecem cu bine. Iar vouă, dacă v-a plăcut, știți ce să faceți acolo și mai ales să lăsați comentarii și păreri.